Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod, fraților. Băi, da, am mai putut să filmez zilele astea, am avut probleme cu microfonul și acum am, dar zic foarte mult să pun sump, așa că am cedat și am zis hai să pun sump, frate. Băi, îmi băzie microfonul foarte tare la începutul filmării și nu știu ce are, chiar nu, chiar habar nu am ce are. Deci, ce să zic, băieți, practic, ori face pauză, până, adică o pauză, cred că nu o să vă placă să auziți, dar o pauză de 10, de vreo 26 de zile, aș, sau nu, chiar 26, și oricum strâng bani pentru un microfon foarte bun. Geala de studio, ca lumea, cu pop filter, cu braț, cu alea, să fim dotați, frate, dar trebuie să strâng ceva. Doar brațul ar fi vreo 30 de 40 de euro, adică vreo 1 milion jumate, două cred că ar fi, încă 1 milion jumate, 270 180. Ar trebui și pop filter. Am găsit ceva la 10 20 de euro sau 10 15, nu mai știu cât era. Cred că 15 era sau ceva de genul. Și ăla mai e 1 milion aproape și microfonul e bro 100 și ceva de euro, nu știu. Da, și trebuie să strâng, frate, bănuți. Oricum o să fie calitate mult mai înaltă, dar acum am ceva microfon ăsta la 90 de lei în puii mei din, nu știu, din Aoshan. Bine, nu l-am luat acum, l-am luat acum nu știu cât timp, dar nu l-am prea folosit. Și n-am ce să fac, frate, chiar nu am ce să fac. Așa că, practic, o să suportați un pic buzetul sau nu facem o pauză de YouTube, dar nu cred că o să prea aveți să facem o pauză ăsta. Nu cred că o să prea aveți să facem o pauză de YouTube, așa că cred că o să suportați, nu? Ziceți în comentarii dacă vreți să se audă așa un pic cu buzit la început. E destul de enervant să ai așa să mergem, stai. Ah, acolo trebuie să merg să dau get job. Că nu mai știam exact. N-am mai, bă, frate, ce pui mi, uite-și pe ăsta. Ce vrei, mă? Bă, e cu aia adevărat? Frate, așa se cer în 2017? Să mă răpeziți. Da, tempis, da, mă, te de autistul pule. Cui se bagă în fața mea, vine, eu stau, se bagă, vrei licențe, frate? Bă, am fost și eu instructor acum, frate, dar veneam, nici nu întrebam, de fapt, nici nu prea întrebam de licențe, dădeau ani de licențe, frate, adevărat, acum vine, se bagă în fața mea, uite, ceva de genul, frate, vrei licențe, stai, deci, uite, eu vreau să-i dau la FBI sau ce, nu știu ce, la 539, cred că FBI sau National Guard. SFPD, minunat, hai că-ți dă link V2, frate, vrei licențe, stai așa, nu l-am nimerit, stai așa. Frate, vrei licențe? Ai că-ți dau o licență, mane! Ai că-ți dau o licență, vrei licențe, mane? Vrei licențe? Frate, ce pui mie? M-au scos ăștia afară din clan? Ah, lol. M-au scos afară din clan. Adevărat, acum, frate. Ah, sunt băieți în crown, dar nu știu ce au făcut cu mine, uai. Adevărat, acum, frate. Nu mai, dacă sunteți instructor, nu faceți deci, nu faceți chestii de genul. Băi, futuți. Fish, salut, frate. Vrei licențe? Sunt Sei School Instructors. Curios ce zice, man. Ești stâmpit, bă. Acum să fie ceva de genul ce pui mei. Slash Frisk. Cred că era Frisk. Frisk. Slash Frisk 539. Ai pistol. Slash SO 539 3. Da, nu știu, mă gândeam să intru în PEDEC Zbarosan, dar nu știu, aș prea intra în PEDEC na, aș intra mai mult în mafie, dar nu, am probleme, frate, trebuie să bag Windows 7, dar na, am băgat Windows-ul de 10 ori luna asta, ești un pic. Nu merge, uite, dau pe full screen, nu are rost să dau, că nu merge, dau pe full screen și nu-mi filmează OBS-ul, practic. Și nu știu ce să fac. Deci de pe full screen trebuie să-l întreb, frate, pe marele Vache, pentru că el a, mi se pare că el a avut Windows 10 și a filmat pe full screen. Dar mie nu merge, frate, și e de căcat că nu poți, nu se mișcă mouse-ul așa de smooth ca așa cum ar trebui să se miște normal în Samp, deci în GTA, mă rog, și o să îl întreb pe el că poate știe. Bine, sigur trebuie să știe, sau da. Că și eu am mai avut Windows 10 și mergea să filmez în full screen, dar acum nu mai merge, frate. Și am băgat Windows-ul de nu știu câte ori luna asta, frate. Windows, pe Windows 7 mai aveam probleme, pe Windows 10, nu știu, oricum, dacă bag Windows-ul, îmi resetez tot să fiu sigur că n-am urme de RNC, cum s-ar spune și aia e, pentru că, na, pălă, mă. Filma, friend,
din Geskin ca să fiu ai plătit și poți să-mi pot mai multe ori? Adică, nu mai știam exact. Ai plătit un dolar. A, adevărat? Cine ai mea, frate? Plătesc 400 pentru o canistră și un dolar? Oh, mamă, ce m-am băgat, ești nebun? Da, și o să încerc să rezolv problema cu microfonul, dar... Oh, băieții, 1000 dintre 1000 puncte de respect! Ce? Avem 1000, mă rog, avem 1000 din 122 RP-uri, frate. Bă, 1000 din 122 de RP-uri. Bine, bă, băieți, ce mai ziceți, mă? Mai puneți voi acum cu mine? Level 48, s-ar putea să am sau 47, 48 sau 47, nu mai știu exact de acolo, dar totuși pe acolo. Bine, mă, băieți. Nu o să dau by level, vă gândiți și voi că nu dau by level, că am rupt slip-ul. Deci n-are rost să dau by level. Stai, mă, să mă întorc. Caut clanul în care să fac eventuri în fiecare zi. Level 16. Ce fel de eventuri? Eventuri de alea pe un dolar, în puii mei? Sau e de la care are level 16 și o donat 500 de euro, în puii mei, și are 200 kkk. Dar mai am întâlnit de aia în care aveau level mic în puii mei, dar aveau vitaia averea, aveau, cumpărau bizuri în puii mei, ca și cum aș cumpăra eu acum un pistol în puii mei din ganjul, ești nebun? Deci adevărat acum, frate, ia. Frate, stai, vrei să așa slash pe color? Vrei licențe? Vrei licențe? Sunt school instructors. Am nume verde. What the fuck? Da, te duci așa să... Sunt curios ce... Asta este modul aia din PD să le zic că le-au permis. Ar fi chiar așa. Asta, hai, să merg. Da, apălare, infernus, cum să-l prindă în puii mei? Da, cum să-l prindă. Sau ia, stai, frate. Stai așa un pic, iau-te-l pe ăsta, stai. Mă rog, nu-i scriu numele. Ai fost surprins, conducând neregulamentat. Slash hands up sau wanted. Ăsta e n-a... Uai, ce-o venit ăsta, ambulanța neagră, ești nebun? Da, pana mea, frate, hai să mergem să facem fish. Nu prea am ce să fac, până nu fac roze facțiune, n-am ce să fac, practic. Mai știți că înainte am filmat 100 și ceva de episoade ca civil, dar acum n-am ce să fac, frate, fără facțiune. Mi se pare foarte prostesc să n-ai facțiune, așa că o să joc orele alea. Ia să câte ori am jucat. 765, era mai trebuie să joc încă. Hai să mergem la paint, să văd dacă pot să trag cu GTA un window, dar nu pot să trag, uite, îmi face și frame drops, aici am 7, dar nu pot, frate, nu pot eu să joc. Ba, Windows 7, înapoi, o să-mi fut SSD-ul, că așa zic băieții ăștia, că o să caut ceva pe internet, stați numai o secundă. Aoleu, era. Stai așa. Da. Atât am vrut să văd. Ce pui mi? What? Mane, ce s-a întâmplat? Eu eram acolo. Hello? M-a luat pe capotă tipul ăla, adevărat? No, mă rog. Am vrut să văd ceva. Oricum o să-mi bag Windows 7 și nu o să mi-l mai schimb, pentru că oricum îmi țin PC-ul doar pentru SAMP. Îmi zic unii pe la ei, frate, cum adică ai PC de gaming și joci numai SAMP? Frate, poți să am și GTX 1080 și i7, da? Și joc SAMP. Joc și mare, frate, dacă e jocul meu care îmi place, care-i problema ta? Mi-am luat PC-ul ca să nu fiu ca aia la alți jucători de SAMP, nu ca toți, ca majoritatea, să am 30 FPS-uri în SAMP. Să fac și live-uri și mai joc și CS. Nu pot să trag chiar, nu. În window mode se duc gloanțele un pic mai sus, acum mi-am dat seama, iau, trebuie să trag ceva de genul ca să pot să le iau, deci trebuie să-i trag în corp, ia. Uite unde se duc gloanțele, adevărat, frate. Nu, se duc prea sus gloanțele, n-am cum.
Oh, ce am dat-o. Hai să vă arăt la ce mă refer. Ia fiți atenți. Uite, dacă trag în stâlp acolo. Uite, vedeți unde se duc lasele. Deci nu pot să trag ca lumea. Aoleu! Mane, mi-a dat-o bână, băiatul. N-am cum, frate, chiar nu. N-am cum, frate. N-am. Mai încerc o dată, dacă mor acum, mă duc și dau lift. Na, leave. O să-mi bag Windows 7 după videoul ăsta, îl pun la upload, se aplatează și bag Windows 7. N-ai, frate, n-ai cum, nu pot să filmez pe Windows 10 în full screen GTA-ul. Windows 10 e făcut pentru jocuri noi. Dacă joci jocuri vechi, practic, se lămâie. Dar mi-am băgat Windows 10 că e mult mai bun pentru gaming, adică eu mai joc și CS pe lângă. Și n-am cum, frate, chiar n-am căutat și pe la licențe băieții. Ăsta cred că e tot ăla este. Kill. Cred că tot ăla e. Kill Spartanul ăla care s-a băgat în fața mea. Da, și mă scuzați că n-am mai postat timp de 6 zile sau, adică bine, am postat un videoclip ieri sau alaltăieri, alaltăieri cred că l-am postat. În care, na, pe lămă, doar v-am anunțat că mă apuc de baghet. Și da, cred că o să mă apuc de baghet pentru că, pe bizu, nu-ți permise modurile Cleo în Mafia și n-am cum să intru. Mafia, nu-ți permise modurile Cleo în puii mei și își bagă unul AIM ca în Cleo. Sunt multe, frate, sunt multe metode să bagi AIM în Cleo și n-ai cum, frate, n-ai cum. Și pe baghet și eu băieții să facă TV vorbim mai bine. Dacă o să vreau să intru în ceva pașnic, ce mai probabil o să mă duc pe Bizon. Pentru că au sisteme mult mai șmechere pe Bizon, da? S-o băga comanda Slash Raport. Oh, s-o băga comanda Slash Raport. Get the fuck out, bitch. Nice, Raport. Raport, doamne. Da, e foarte șmecher, s-o băga comanda Raport. Deci, practic, GG. Adică, poți să vezi, mi se pare, câte puncte de raport ai să făcut sau nu știu ce poți să vezi, frate, cu Slash Raport. Cred că poți să vezi ceva foarte interesant acum. Și nu o să mai bag în viața mea Windows 10, clar, nu. Până nu mă las de seamă, nu o să mai bag Windows 10. Adică, practic, câțiva ani ar dura pe puțin. Pentru că, nu știu, chiar nu știu. Dar n-am să mai mă bag, n-am să-mi mai bag cioaca, cum s-ar spune. Nu, chiar nu mai bag Windows 10, pentru că, primul rând, SSD-ul are număr limitat de trageri de Windows, da? Dacă bagi, bine, nu neapărat trageri, de citire, dacă bagi Windows-ul de 100 de ori, practic, s-a futut SSD-ul, nu mai îți merge. Ei bine, eu am tras deja de vreo 70-80 de ori. De ce să-l mai bag de atâtea ori? Nu merită, nu, chiar nu merită, chiar nu. Și am să-mi țin Windows 7 până alea, pentru că nu pot să joc. Vouă mi se vede destul de smooth, dar mie nu merge foarte, foarte smooth jocul. Nu, chiar nu merge. 24.000, nice. Deci nu pot eu, nu pot, frate. Vrei. Ce să vrea? Vrei premier? Păi... cu cât îl vinzi sau schimb n-am nevoie și eu am, dar mă rog, na, și nu pot, frate, și plus că sunt mai multe metode. Robert Overhaul nu merge, poate mă doare pe mine într-o zi în pula, așa zic, hai frate, bag ce Robert Overhaul, mai joc și mai văd și o grafică ca lumea, nu merge să-l bag, deci, atunci să mai fac, frate, nu mai merge chiar așa, știi, ce zic. Uite ce tremură curul, e ștâmpi, mă, ce tremură curul la mașina asta, cu aia. Și de aia zic, o să-mi bag Windows 7 și aia e. Pentru că pe Windows 7 sunt compatibile majoritatea chestiilor, pentru că... majoritatea care joacă s-am pe Windows 7. Pentru că, n-ai cum, frate, am încercat de multe ori să-mi bag Windows 10, că vai că arată mai frumos, vai că e mai șmecher, vai că alea, nu, n-ai, chiar n-ai. Nu merge. Chiar dacă Windows 7 e mult mai de căcat pentru că are multe chestii nasoale. De uite, când intri în SAP, ți se fute aerul ăla, ți se fute imaginea. Dar măcar pot să filmez pentru voi, frate. Chiar, sincer, mă interesează mult mai mult chestia asta decât mă interesează că mi se fute imaginea când intru în SAP. Deci, da. Hai să mergem să vedem ăla și eu o să încheie și episodul aici că trebuie să-mi bag Windows 1. Că, da, până la oricum, cred că o să mai joc. De fapt, nu mai joc pe la PD. O, mai joc, da. Salut, frate. Nu mai joc. Da, bă, frate, eu sper că v-a plăcut acest episod. Hai să mergem să-mi depozitez și banii în bancă spre exemplu la Payday. Am făcut 1000 din 122 puncte de respect. Foarte frumos, ce să zic, foarte, foarte frumos. Că, na, tot timpul vreau așa să am multe, multe puncte de respect, să fiu așa, e so satisfying, frate, să ai așa multe, multe puncte de respect.
Aș putea să dau by level, să am level destul de mare, adică și 40, părerea mea e că e destul de mare level 40, având în vedere media jucătorilor de maghiar ce level au, de la 10, bine, de la 1 la 25, cam așa, uite, ăsta s-ar putea să aibă level 17. Mă rog, ba, hai să ghicim nivele, bă. Ăsta, 62, level 16? 82, level 4? Băi, coaie, dublu. 90, level 8. Adevărat, coaie. Ăsta, 92, level 20. Ce? What? 20, cum ne conecta coaie? Ei, mă rog. Hai să mai ghicim încă una, aici după aia mergem. 115, ăsta are level 30. Băi, nu, chiar nu spun la ghice, nu spun. Oricum, cam asta e media. Gen, cei mai mulți, hai, 1.30, dar nu, n-au așa de mulți level 40. Adică nu la tot pasul dai slash ID și găsești numai level 40, nu, chiar nu. Pe Bizon e mai mult așa, că pe Bizon băieții stau pe slip, rup slip-ul băieții. Bine, și eu dacă aș da acum bai level așa, ajunge aproape de level 50, dar nu merită ea. Ăsta are level 42. Ăsta 361, da, 361. Ăsta are level 12. Bă, 362. Oi, mă, level 63, cu aia adevărat. Ah, M12, ăsta m-a întrebat pe mine odată pe live și l-am înjurat de toți morții. Da, bă, rog, sper că v-a bucat acest episod, fraților, nu ezitați să apăsați butonul de subscribe și noi ne vedem data viitoare. Salut!